După ani buni în care sezonul de schi a început extrem de târziu la Voineasa, noul administrator al domeniului schiabil Transalpina a reușit să dea startul distracției încă din luna decembrie a anului trecut. Vestea s-a răspândit de repede în rândul iubitorilor sporturilor de iarnă care au luat cu asalt pârtiile de la Voineasa. Câteva mii de oameni s-au bucurat de iarnă și condițiile de schi din Vâlcea doar în acest weekend. Excepțională. Pentru perioada asta în România. De unde sunteți? Timișoara. Alexandria. Din Alexandria, așa, ați venit special pentru curtea de aici? Da. Da. Ați mai fost și în anii trecuți? Da. Da, bineînțeles. Și cum vi se pare? Minunat. Da? Foarte frumos. Tare. Da? Cum e cu statul la coadă? Cât de repede? Mai mult de 15 minute nu durează. E super bună. Da? E cea mai... Bine, printre cele mai tari pârți din România. Nu, e prima dată. Da. Brașov, Sinaia, Bușteni. Nu există, asta e, recomand asta. Suntem aproape de Austria. Aici, da. Sunt condiții asemănătoare? Aproape, da. În acest sezon, administratorul domeniului schiabil Transalpina a pus în funcțiune și tronsonul 2 al telegondolei, care ajunge în golul alpin la aproximativ 2000 de metri altitudine. De asemenea, în zona instalației de tip telescaun din vârful muntelui, a fost amenajată de curând o pârtie a cărei lungime depășește 1 km. În total, iubitorii sporturilor de iarnă au la dispoziție 7 km de pârtii, atât pentru începători, cât și pentru avansați. Începând de anul acesta, avem disponibil undeva la 7 km de pârtii. După cum bine știți, au fost deschise instalații noi care nu au mai funcționat de foarte mult timp, și anume tronson 2 telegondolă și instalația de la telescaun. În zona instalației de la telescaun avem o pârtie undeva în jur de 1200 de metri, o diferență de nivel de 600 de metri. Tot timpul concurența duce la perfecțiune și asta în măsura în care ar trebui să creștem foarte mult calitatea serviciilor. Noi aici, cel puțin la Transalpina, asta încercăm să facem. Să oprim într-un fel sau altul segmentul de schiori care totuși pleacă în afară. Mai este mult, într-adevăr, până să reușim să le oferim condițiile de acolo, dar oamenii trebuie să vadă de la an la an anumite schimbări. Pentru un ski pass care oferă acces la toate instalațiile, un adult plătește aici 150 de lei pe zi. Pentru copiii care au între 7 și 14 ani, costul unui ski pass este de 90 de lei, iar pentru cei care au sub 7 ani, tariful este de 35 de lei. Singurul minus al zonei este în acest moment lipsa locurilor de cazare. Turiștii care ajung la pârtia de la Obârșia Lotului pot să nopteze fie în Petroșani, fie în Băineasa, Mălaia sau Brezoi.